Bineați venit la Motanelul și Poioletele! Să jucăm Trackmania 2 Canyon! Sau să trebuie să zic Trackmania 2 Canyon? Că dacă am zis în limba engleză tot, de ce zic 2, nu? Ia fiți atenți aici, ce viteză are mașina asta! Viteză, îmi place viteza și jocurile să fie mai simplute! Așa, du. Aici trebuie să folosim și cu derapaje foarte mult. Bine, până acum n-am folosit, dar va trebui să mai și folosim, pentru că altfel o să sărim ca naiba, uite aici. Așa, derapează. Uneori trebuie, uneori nu trebuie, dar în general trebuie. Ca să poți să iei curbele mai bine, le facem derapaj. Hai mă să le arătăm un joculeț adevărat. Am zis joc adevărat. Nu te întoarce. Așa, n-ați văzut nimic. Am condus foarte bine, vedeți, mașina merge. Ce se întâmplă aici? Acum o luăm și pe pământ, acum o luăm și pe asfalt. Mă luăm peste tot. Numai la spate sper să nu o luăm, adică să nu o iau eu, că nu mă interesează. Pentru că nu sunt gay. Nu! Ați văzut că se întrerupea acolo betonul. Am sărit la fix. Nice. N-am luat nicio medalie? Nu? Aici este și cu reluare, după câte știu eu. Să vă arăt reluare? Mă rog, un pic așa, ați înțeles ideea, știe să vă arate cum ați condus, dacă vreți să vedeți, să vă îmbunătățiți. Single map, hai să alegem una mai noapte așa, dar nu chiar întunecată de tot, totuși să vedem și noi ceva. Hai mă, ceva, cu noapte, cu stâlpi mulți, hai să dăm cu ăsta cu stâlpi mulți, ia de. Vedem dacă ne bușim de stâlpi sau nu. 2. Așa, bogat, așa, mă. Uite, derapaj. Nu te lovi de margini, că pierdem viteza. Nu te lovi de margini. Și alta chestie care îmi place la jocuri este să nu mai aibă toate tâmpenile afișate peste imagine. Bă, de ne mai lași să văd ce joc. Sau nu mă lași să văd ce joc. Ce sunt toate tâmpenile alea? Toate marginile ecranului sunt pline cu prostii. Așa. Asta e frumos. E curat și frumos. E mai puțin imaginea mea, pe care sper că nu se consideră ca fiind ceva murdar care acoperă imaginea. Vreau neapărat să vă arăt și unul noaptea, că e super tare. Depinde acum și de harta. Astea sunt hărți făcute de fan, nu sunt hărțile originale din joc. Asta e cea mai tare chestie la jocul ăsta, că toată lumea poate să facă hărți și foarte ușor chiar. Are editor inclus în el. Și hărțile astea făcute de fan sunt chiar mai frumoase decât cele originale. Mai interesante, nu știu, ideile mai deosebite, mai... Și cele originale sunt foarte frumoase, dar astea sunt cumva mai speciale. Astea sunt făcute de oameni care sunt pasionați, care le fac nu pentru că sunt salariați la o firmă, ci pentru că le place jocul. Motiv pentru care se cunoaște. Un lucru făcut din pasiune arată altfel decât un lucru făcut de nevoie. Pentru că ești plătit ca să lucrezi la el sau... Așa, haide mă! Era să lovesc! Hai, derapajul, așa, ați văzut ce curbă strâns am făcut cu derapaj cu tot? Sper că nu trebuia să iau în dreapta acolo. Vreau să zic cu mașina în dreapta. Nu că să o iau eu în dreapta. Hai mă, că am mers bine, uite, am ajuns la final. Aici este reluarea. Fiți atenți, aici au un geniu cum joacă, cum derapează. Când jucați puteți să aveți și așa, modul de-astea în care vă vedeți mașina și așa mai departe. Mie îmi place, trebuie să dau mouse-ul ăsta, când stă în ochi. Mie îmi place să fie imaginea curată, motiv pentru care am luat până și mașina de pe ecran. Să văd doar pe unde merg și atât. Hai mă, ceva cu noapte, mă. Hai mă, ceva cu noapte, mă, lasă. Ia uite, bă, toate sunt ziua. Tu te bă, în ziua mea. Asta era mai pe întuneric. Dar nu chiar, e mai pe înserat, așa. Ai diferite momente ale zilei, și dimineața, și seara, și noaptea, și cum vrei. Ăla era aproape de noapte, dar nu chiar. Hai de curaj. Bă, ore, naibii, toate sunteți, mă, de zi. Ia uite și voiam să le arăt una noaptea, sper că asta nu e... De ce e negru? Uite, era pe înserat. Uite-mă una noaptea, hai mă una noaptea, că... What? Hai, ce, că nu poate să-și downloadeze nu știu ce mașină de pe internet. Ok, lasă prostile, tu dai drumul acolo cu mașina ta cu tot. Așa mă, noaptea, ia uite ce frumos. Îmi place noaptea.
Poate și pentru că m-am născut noaptea, nu știu. Let's go! Îmi place să lucrez noaptea, îmi place să mă joc noaptea, îmi place să facă noaptea. Noaptea, totul noaptea. Noaptea arată totul mai bine. Frumos colorat, luminat. Ziua totul este gri și urât. Cine a făcut mă asta? O să mă pocnesc de tavan dacă mai... Dacă mă mișc. Dacă mă mișc atât de repede. Viteză. Și acum parcă văd că mă așteaptă o surpriză. Bine că am avut viteză. Că altfel nu săream până acolo. Uneori ai câte o surpriză. Te pune să... Îți dă un traseu de la... Liber, drept, frumos. Bagi o viteză, mamă, și la un moment dat te trezești cu o surpriză. Te pocnești de ceva. Or something. Aici văd că n-a fost cazul. De fapt, chiar a folosit... Bine, ăia care fac cărțile cum trebuie atunci când te ajută să prinzi viteză este pentru că chiar îți trebuie viteza. Dar sunt și unii care vor să facă mișto de tine. Și... te ajută să prinzi viteză, după care ți-o iei pe cocoașă. Prea mult frână! 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 Ies din peisaj! Ce-a zis? Try again? Ia-mă ăla de pe ecran că nu văd! Du-te-n try again-ul meu! Cred că am sărit prea mult, mă, am sărit peste vreo poartă. Sau uite, vezi, asta a fost țeapa. Ia stai, uite că am ajuns la finish. Uite, nu s-a terminat, vezi? Și asta a fost una din țepele alea, deci te ajută să prinzi viteză. După care viteza aia, de fapt, nu-ți prinde bine. Pentru că am sărit peste un checkpoint și n-am mai putut să termin cursa single map. Alright. A, el m-a dus la 1. Unde eram, că nu mai știu. Eram pe pagina 2 sau 3. Oricum, dacă v-am arătat una noaptea... Hai să arătăm și una mai pe seară, așa, uite, anatomie. Anatomie? nu m-am gândit la nimic. Haide, hai cu băiatul. Bine, el are și de-asta, uite, are cronometru, viteză, chestii. Eu mi le-am dezactivat pentru că... Mie nu-mi place să văd chestii pe imagine. Așa, așa. Hai să încerc să activez și mașina, dar nu știu exact cum să... Cred că pe cifre, 1, 2, 3, ha? Nu? Nu, nu pe cifre. Atunci pe C? Stai că nu știu pe unde o iau. și sper să ne apăs vreo tastă care îmi distruge jocul. Nici pe C. Nu mai știu cu ce se schimbă. Cumva se pot schimba... modurile, poate văd de la view. Stai. Uite, vezi dacă mă uit la tastatură? Bă, că nu-i nici vreo. Nu știu, n-am idee. Care este... tasta pentru schimbat. Ca să vă vedeți mașina, dați înțeles voi, vă puneți jocul și vă afișați mașina cât vreți. O să vedeți și că în reluare are mai multe moduri, mai de aproape, mai de la distanță, nu mai știu, să se vadă bordul, ceva. E, uite, o reluare mai lucrată un pic. Unii lucrează și la reluările astea, adică ți arată din diverse puncte pe măsură ce mergi, alții ți arată un singur unghi, cum ar fi aici, da, asta e un singur unghi. E, la unii au făcut mișto, adică ei știu, jocul știe că pe anumite bucăți de traseu trebuie să filmeze din anumite unghiuri. Și foarte tare, adică se schimbă după aia unghiurile, foarte frumoasă reluarea. Deci că el a filmat la televizor. Alright. Ia să dăm una Elephant Rush. Am jucat elefantul? Parcă nu l-am jucat pe ziua de azi, ce-o fi cu elefantul ăsta? Ia, doi elefantul s-au păstrat, tocmai pe ăsta l-am jucat, nu mai țin minte pe care am dat. Hai, mi-aduc eu acum aminte. După ce pic și mor de câteva ore, o să-mi dau seama dacă am mai jucat-o. Nu, cred că am mai făcut-o mă pe asta odată. Nu se poate. Hai să luăm una din pagina 4 sau ceva, ca să fim sigur că n-am jucat-o pe aia. Single map. Vezi, dacă nu le-am luat la rând, am luat așa cum s-au nimerit. Hei, asta cred că-i dea, te dai peste cap. Uite, are niște de-alea rotunde. Tu te bani internetul meu. A, advertisement, voi să încași reclame. Da, nu merge. N-a putut să încarce. Ok. Hai să vedem unde sunt alea rotunde. Alea rotunde, uite-le pe aici. Uite-le pe aici. Uite-le pe aici, dar pe ce partea trebuie să urc? Pe ce partea trebuie să urc? Hai, viteză, viteză, nu pune frână. Nu cădea. Trebuie să vin mai repede. Mult mai repede. Hai că am scăpat. Nici nu era nevoie, uite, puteam să intru direct. Sunt unele hărți în care e obligatoriu, adică dacă nu ai pe sus pe acolo, nu te rotești, te dai peste cap. Nu pot să termin, am vrut să iau la stânga, după aia am vrut să iau în dreapta. Să iau cu mașina în dreapta, vreau să zic. Aha.
Hai de aici cu tata. Uite aici e undala. Aici undala cu rotit. Aici undala cu rotit. Nu. Ține-te bine. Ține-te bine, nu cădea. Nu cădea, iau pe aici. Și mai multă viteză. Și mai multă viteză. Mai multă. În harta asta, dacă nu vii cu viteză extrem de mare, vii degeaba. Sper că nu mai am nevoie de viteză acum, pentru că tocmai mi-am pierdut-o la greu. Acum trebuie să merg pe aici. Trebuie să merg pe aici. Ușă, ușă. Hai că a reușit. Hai că a reușit. Așa, așa, dă-te peste cap. Am luat-o cum nu trebuie. Ubisoft. M-am pocnit de Ubisoft. Da, am picat pe jos pe aici. Teoretic poți să continui, dar continui degeaba, că pe aici nu mai e nimic de văzut. Hai să reluăm de la ultimul checkpoint. Încă o dată. Deci odată trebuie să o luăm așa, mergi pe zid, mergi pe zid, perfect normal, lucruri pe care le facem zi de zi, zi de zi. Ok, 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 pe aici ce trebuia să fac? Mă, uite, m-am sărit aiurea și trebuia să vin așa. Acum nu mai știu pe unde trebuie să o iau. Pe unde sunt, mă, porțile alea? E plin de stâlpi, nu văd nimic de stâlpi. Că n-am murit. N-am dat nici nu știu ce trebuie să fac în continuare. Unde o fi ieșirea? N-am mai fost pe aici? Știi că se poate întâmpla. Ești liber practic să te învârți cum vrei. Și uneori se întâmplă. Să iei pe unde ai mai fost. Dar poate am fost pe aici, uite. Am sărit pe aici. Aici v-am spus că dacă nu mergi cu viteza ai încurcat-o. De data asta am făcut bine. De data asta am făcut rău. Checkpoint, checkpoint. Da, mai fost pe aici. V-am arătat deja asta. Hai să nu mai luăm. Luăm pe zidul ăsta, că pe aici e obligatoriu. Dacă nu e pe ăsta, n-am ce să fac altceva. Hai să nu mai luăm pe sus. Luăm așa frumos pe aici, pe jos. Așa. Și aici, ce trebuia, mă, să fac aici? Pe ce parte trebuia, mă, să o iau? Cred că pe aici, mă, și-am luat-o pe dreapta din el, ha? Nu mai știu, vezi, obișnuit să o iau în dreapta. Cu mașina. Calmează-te, motonelule. N-a fost mare lucru. Da, cam ăsta a fost jocul. Am trecut deja de 10 minute. Dacă vă interesează, eu pot să mai fac. Jocul este super tare. M-am jucat la el până când l-am tocit. Și pe el și pe mine are o grămadă de hărți. Numai fanii au făcut câteva mii de hărți, dintre care am jucat și eu vreo 1000 și ceva. Da, sunt ușor de făcut și de asta. Bine, sunt ușor de făcut, dar asta nu înseamnă că oricine poate să facă ceva ca lumea. Poate să facă ceva, dar nu ca lumea. Când are și talent. Ok, mulțumesc că v-ați uitat și acum... Acum v-ați uitat, m-ați uitat în coate cum am lovit. Vă rog frumos cu un like, cu o abonare și cu clopoțel ca să vă anunțe YouTube când punem clipul noi. Și mai arătați, vă rog, clipul noastră și la alții să vadă lumea. Și vedeți că aveți și un playlist cu jocuri, unde le găsiți pe toate grupate. Mersi, bye!